Bună, sunt Alex și bine te-am regăsit pe canalul meu de educație financiară. În acest episod îți voi arăta ce criptomonede dețin eu în portofoliul meu de investiții de pe Binance. Înainte de a începe acest episod, v-aș ruga să dați un like, un subscribe și un share dacă vă place contentul pe care vi-l ofer pe canal și în același timp nu uitați să dați un coment cu partea care v-a plăcut din videoclip și ce vreți să mai aflați despre cripto și investiții. În continuare, vreau să vă prezint un scurt program de referral pe care, dacă vreți să vă faceți cont pe Binance, primiți 100 de USDT cashback voucher. Aici scrie pașii, trebuie să vă faceți un account, depozit more de 50 de dolari, trebuie să faceți un depozit mai mare de 50 de dolari în parcursul a 14 zile de registrare și după veți primi acest cupon. Dacă vreți, aveți linkul în descriere, nu uitați. Tot procesul ăsta trebuie să fie în 14 zile. Continuând cu episodul nostru, vreau să vă prezint ce criptomonede am, ce investiții am. Nu vreau să fac un episod lung, vreau să fie ceva scurt și la obiect. O să vreau să vă arăt ce fac cu criptomonedele. Le țin la un program de earn, o să vă arăt imediat. Dăm aici frumos pe acest buton. Eu dețin 571 de dolari în portofoliul meu de investiții în criptomonede. Iar 571 de dolari convertiți în BNB, adică moneda de la Binance, ar veni undeva la 1,887 și mai multe sutimi dintr-o monedă, adică 1,88 de BNB. Bun, ca să putem vedea și noi ce criptomonede deținem, mergem pe Earn. Eu le țin pe toate pe Earn, pentru că oricum le țin și nu fac nimic cu ele, vreau să le țin pentru o perioadă lungă de timp. Știu că multă lume spune să le țin pe Ledger, pe un fel de stick electronic care poți să-ți bagi criptomonedele, dar o să-mi achiziționez unul în viitor. Toate monedele mele de la Binance pe care le am cumpărate pe Binance le dețin pe Earn, pentru a produce și un randament pe aceste monede. Vedem, convertiți 571 de dolari, 54, atâta valorează portofoliul meu în momentul de față. Poate varia pentru că piața cripto este volatilă, se schimbă de la minut la minut, cine știe ce se poate întâmpla. Deci 571 de dolari, 54 convertiți în BTC, adică în Bitcoin, avem 0,0250 și mai multe cifre, dar deocamdată destul de irelevante. Avem estimările din nou, deci ca să înțelegeți, aici arată cât dețin eu în programul de earn. Dar eu am toate monedele în programul de earn. Nu țin niciuna în fiat sau spot, vreau să le țin pe toate în earn. Bun, avem aici un profit pe randamentul meu pe care îl produc pe Binance, este de 5,88 de dolari, adică cam aproximativ 5,88 de dolari, adică cât cripto convertit în Bitcoin mi-a produs mie toate monedele pe care le am la Simple Earn-ul de la Binance. Aici avem profitul de last day, adică de ieri probabil sau de azi, nu știu cum arată. Avem 6 cents pe zi. Saving 3, aici nu avem niciun fund bonus. Bun, ce criptomonede dețin eu cu adevărat? Am mai multe programe de la Earn pe care puteți să le observați, am și Locked. Am și flexibil, dar vreau să încep prima oară cu cele de la Locked. Deci, programele mele de la Locked arată în felul următor. Avem 0,879 e-gold pus la staking, la Simple Earn-ul lor de la Binance, pe un APR, adică un randament anual de 10,9%. Adică eu primesc înapoi din 0,8, mai primesc încă 10% din 0,87 pe an. La fel am încă 0,28. Dacă vă întrebați de ce am două programe de aceeași durată, de aceeași APR, este pentru că am cumpărat e-gold într-o perioadă și după aia am mai acumulat. Am încercat să mai acumulez și n-am scos de la programul ăsta pentru că dacă le scoteam, nu mai îmi dădea randamentul pe care l-am obținut. Avem un cumulativ interest de 0,01 e-gold, atâta mi-a produs acești e-gold până acum la staking în 41 de zile. Și 0,005 e-gold în 56 de zile. Dăm mai încolo, putem să dăm redeem earlier, dar nu se merită. Continuăm, am o Solana, 1,01 Solana, un randament de 8%,
tot pe 120 de zile, nu le scot înainte, vreau să țin criptomonedele astea pe termen lung, aștept următorul bull market pentru a putea să le vând la un preț mai bun. Algo, această monedă am 2 Algo, am primit până acum 0,02 la un randament de 6,59% după cum v-am povestit pe an. Deocamdată am pus doar 67 de zile, l-am pus. Trecem la încă câtva e gold, m-am spus, am mai multe gold în mai multe serii, la fel și Solana din câte puteți observa. 0,22 e-gold, până acum din 90 de zile, s-au făcut 90 de zile, mi-au făcut un 0,007. Interesant, aici arată estimarea la next, gen ce voi primi următoarea distribuție, câte gold va primi din acest staking. Avem 0,299 Solana și 0,309 Solana, am cumpărat la prețuri egale, adică $15. Eu am o strategie de investit destul de basic, adică câte $100 bag pe lună și în cripto, la fel cum bag și în trading 212 pe bursă, dar în același timp îmi doresc să acumulez cât mai multe altcoins-uri, pentru că în bull market cred că vor bubui. Dar în același timp nu am de unde să știu. În același timp acumulez și Bitcoin, am $100 în BUSD, o să vedeți în următoarele episoade ce voi cumpăra de ei, nu? La fel un randament de 8%, avem și am dețin și ceva de la moneda de la BNB, 0,03, nu e mult, am cumpărat de $10. În momentul de față avem 0,349 e-gold pe deasupra pe lângă celelalte. Dacă e să facem un scurt calcul matematic, în total e-gold aș deține undeva la 2 e-gold, pe acolo 1,89 e-gold, pe acolo, din câte m-am uitat. Aici aveți randamentele pe care le țin eu. Am terminat cu Loctum, mergem la Flexible. La Flexible îmi ia mereu randamentul pe care îl obține de la Loct și mi-l pune în flexibil. Ce înseamnă asta? Eu dacă primesc 0,2 Bitcoin din cauza staking-ului de la Loct, mi-i bagă într-un program de flexibil și eu mai primesc un randament în plus pe chestia asta. Bine, cei de la Binance nu oferă un program de staking Loct pentru Bitcoin. Atâta Bitcoin deține în momentul de față, 0,0079841. O să vreau să mai acumulez măcar să ajung la 0,01 Bitcoin, ceea ce ar însemna undeva la 200 și ceva de dolari, 210-220 de dolari. Mi se pare un preț ok, chiar dacă am cumpărat și în bottom de la Bitcoin la 15.600, numai că tot acumulez pe termen mai lung, adică vreau să văd ceva randament în 2030, aș vrea să-i țin până atunci. Dar o să vreau să-i mut pe Ledger și mai multe astea o să vedeți în următoarele episoade. Deci mai am niște, din cauza randamentului de la BNB 0,03, eu mai am încă în programul flexibil 0,0023 și mai îmi produce și randament programul flexibil. Pe Bitcoin, Bitcoin mie îmi produce 32 Bitcoin pe zi. Până acum interesul a fost de 3466 și multe zerouri înainte. Asta ar veni undeva la, nu știu, la $2, $1, $3, pe acolo, nu am habar, cu un randament de 1,5%. Dețin jumate de burger, 0,5 burgeri. Banii ăștia BUSD-ul ăsta sunt moneda stablecoin-ul de la Binance. Am undeva la $102,69. Și nu neapărat că acumulez, sunt niște bani pe care am zis să pun să-mi producă mai mulți bani, am un randament de 6% pe an. Eu m-am gândit să-i pun aici pentru că, decât să-i țin cash, am zis să-i depun pentru a produce și un randament și a nu-i ține să se devalorizeze. Chiar dacă nu este un randament destul de mare, măcar mai primești ceva pe ei. Continuând, avem e-gold, încă 0,221. Puteam să-l pun la, și probabil asta o să fac, o să-l pun la un program de Loct. O să blochez pentru încă câteva timp pentru a produce mai mult randament, pentru că observați 3,5% randamentul, dacă îl pun la Loct ajunge undeva la 9% sau cât era, 8% mai devreme, 10%. Ethereum, cât Ethereum dețin? Dețin 0,079975 Ethereum. La fel, îmi produce câte 0,26 Ethereum pe zi și avem un Ethereum
acumulat până acum, aceasta este suma 0,000235037. 1,2 randament pe an, nu e un randament foarte mare, dar cum eu dețin criptomonedele și nu vreau să le vând, mai bine îmi produc și alte monede. L2O, nu știu, moneda asta am primit-o la quizurile de pe Binance, deci faceți-vă cont și puteți primiți, pe lângă cashback-ul acela, puteți să primiți quizuri și puteți să primiți bani. Am primit 0,3 L2O, mi-a produs, na, un randament, l-am pus la flexibil pentru că mă gândesc că, na, o să le vând eu cândva. Revenim, Solana, am aproape o Solana la flexibil. Avem o randament de 5,2 la flexibil, am zis că să țin și ceva la flexibil ca să pot să fac niște trade-uri. În caz de vreau să vând Solana asta repede, adică poate crește la un $36 înapoi, am vândut o Solana și aștept să scadă la $16 cât a fost minimul, $14-$12 și o să mai cumpăr încă câtva Solana. Dar deocamdată îl țin la flexibil, plus că se acumulează randamentul și o să acumulez și o Solana, un token de Solana. Avem 10 True și USDT, mai avem ceva din ce mai rămas din tranzacții. Cam asta este portofoliul meu de investiții pe Binance. $571.54, atâta valorează în momentul de față, dacă o să dăm un refresh o să se adapteze, dar deocamdată nu aș vrea să fac asta, că se adaptează cam destul de greu. Ce să zic, eu am fost Alex și cu astea fiind spuse, vă urez o seară frumoasă, nu uitați de un subscribe și dacă v-a plăcut un share la prieteni, o să, în următorul episod o să vă arăt ce o să cumpăr de cei 102 BUSD. Eu am fost Alex și v-am lăsat, ciao, ciao!